fie în atenția tuturor, pregătindu-se și pentru momentul serviciului de ordinare, aș vrea să spun câteva lucruri, și anume, e bucuria noastră să vedem că Dumnezeu este Cel care răspunde rugăciunilor noastre și la adunarea generală de la începutul anilor. Am pus deoparte pentru slujire un număr de lucrători din mijlocul bisericii. Pe unii numiți în pregătire pentru a fi prezbiteri și așteptăm momentul când vor fi supuși votului adunării generale pentru ca să primească această investitură. Fratele Tânu pentru a fi ordinat pentru misiune. Pentru că nevoile slujirii din bisericile din jur sunt tot mai mari. Suntem înaintea lui Dumnezeu pentru a face primul pas, momentul în care va fi încredințat în slujire. În calitate de misionar, fratele Adronache Aristel, și rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Ce pot să spun în această ordinare, vine în urma alegerii adunării generale, este o ordinare în cadrul bisericii. Și ne bucurăm că Dumnezeu este acela care dă putere celor ce merg în slujire și conduce pentru ca la vremea potrivită să poată împlini și actele de cult. De aceea, rugându-ne ca Dumnezeu să scoată și alți slujitori pe ogorul împărăției Lui. Așa cum bine știm, ne rugăm pentru fratele Marius Bojoca ca Dumnezeu să-l întărească și să-l pregătească și să-l aducă cu bine între noi echipat pentru slujba care Dumnezeu l-a chemat. Amin. Până atunci am vrea să auzim câteva mărturii pe care le va spune fratele Adunache Aristel despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața Dumnezeu până acum. Aș vrea să vă spun pentru început că deși am trecut de multe ori la copitul acesta, la bunul bisericii, parcă niciodată nu am fost atât de emoționat la clipele acestea. Îmi dau seama de ce se întâmplă toate lucrările acestea și de ce stare aceasta, pentru că începând din clipa aceasta, identitatea mea trebuie să se schimbe. Și doresc ca Dumnezeu să fie binecuvântat de lucrul acesta. În anul 1949, în luna decembrie, în 9 decembrie, m-am născut dintr-o familie de credincioși, în satul Stânca, județul Botoșani, pe atunci regiunea Suceava. Anii au trecut, am crescut o perioadă de timp pe la Hunedoara, ne-am mutat apoi la Galați și pentru o perioadă de timp am locuit în Galați, împreună cu părinții. În anul 1968, în luna august, a intervenit în viața mea nașterea din nou, prin botezul în apă la biserica din Brăila. Și cel care a fost botezătorul atunci a fost fratele Ioan Trifa. Ne-am întors în Galați și am locuit mai departe în Galați. În 1971, Dumnezeu mi-a scos înainte și pe cea care trebuia să devină soție. Au trecut de atunci 40 de ani de când suntem împreună. Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu doi copii, cu două fete care actualmente una locuiește în Statele Unite și una locuiește în Canada. La rândul lor au și ei câte doi copii, Domnul să-i binecuvinteze. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El este Cel care ordonește toate zilele vieții noastre, toată activitatea vieții noastre, tot ceea ce trebuie să face. Amin. Amin. Ne bucurăm că Dumnezeu l-a adus pe fratele Tăilu înapoi în zona din care a plecat și l-a chemat să alerge în localitățile unde va fi chemat și în mod deosebit în zonele unde e nevoie de slujitori, la Derska și apoi în bisericile filiale și bisericile misiune din jurul Sucevei.
Pentru că va trebui să meargă, să ducă un mesaj. Aș vrea să îl vede pe fratele Telu. Ce credem noi despre cuvântul Scripturii? Am auzit îndemnul care a fost adresat prin fratele Bucurel. Ne-a fost reamintită porunca dată de apostolul Pavel lui Timotei, căruia i-a spus, propovăduiește cuvântul și stăruiește asupra lui la timp și de la timp. Ce credem noi despre cuvântul lui Dumnezeu? Cred că cel mai potrivit lucru și cel mai potrivit răspuns pentru întrebarea aceasta este ceea ce ne spune Ioan în capitolul 1, în versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Cuvântul este inspirația divină a lui Dumnezeu care ne este de folos nouă ca și copii al lui Dumnezeu. Mulțumesc și mă rog ca Dumnezeu să fie acela care să ne ajute pe fiecare dintre noi să prețuim acest cuvânt ca și mesaj pe care l-am primit din partea celui prea înalt. Și Domnul să ne ajute fiecare în dreptul nostru să fim gata, să cunoaștem, să trăim și să proclamăm cuvântul la timp și la timp și Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Continuăm cu o nouă întrebare și fratele Ionuț e pregătit pentru aceasta. De la o întrebare din cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre anumite simboluri pe care le promovăm noi ca evanghelici. Noi nu vorbim despre taine, dar vorbim despre simboluri. Dacă ne-ați putea spune ceva despre care sunt simbolurile acestea și ce anume semnifică ele. Da. Cele două simboluri pe care Noul Testament le prezintă sunt botezul și cina Domnului. Botezul este mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, declarat în fața cerului, în fața multor martori, în fața bisericii. De fapt, e un legământ pe care noi îl facem înaintea lui Dumnezeu, că îl vor vorba pe Dumnezeu toată viața noastră. În al doilea simbol este cina Domnului. Cina Domnului nu face altceva decât reprezintă dragostea lui Dumnezeu pentru noi, pentru fiecare în parte. Și în mod cu totul deosebit, cina Domnului ne adună să stăm împreună cu Domnul Iisus Hristos la masă, să fim împreună cu cerul la masă. De fapt, pâinea reprezintă trupul Domnului Iisus Hristos care s-a plâns pe dealul Golgotei pentru păcatele noastre, iar păcatele noastre au fost spălate prin sângele Domnului Iisus Hristos. Și astfel noi devenim copii al lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvânteze. Pe ce spune Biblia și ce credem noi despre Biserica. Biserica este comunitatea unor oameni, bărbați și femei, care în urma auzirii Cuvântului Dumnezeu, în urma aplicării Cuvântului Dumnezeu în viața lor, s-au adunat în numele Domnului Iisus Hristos și fac câteva lucruri pe care le-au făcut ei din biserica primară. În mod cu totul deosebit, avem exemplul bisericii, formale bisericii, atunci când la predica Marelui Apostol Petru s-au pocăit aproape 3.000 de oameni și apoi 5.000 de oameni, biserica spune aici cuvântul că este cea care stăruiește în învățătura apostolilor, este cea care stăruiește în legătura frânțească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc, aveau toate de obște, apoi spune că toți, comunitatea aceasta de oameni, erau toți împreună, erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Apoi ei erau aceea, biserică, care l-a rugat pe Dumnezeu, care era plăcută înaintea întregului norod și Domnul să fie acela care să adauge și la biserica lui astăzi suflete care să fie salvate
din zona aceasta a păcatului și transformate în copii al lui Dumnezeu. Biserica, cu alte cuvinte, dragii mei, așa cum spune Biblia, este mireasa Domnului Iisus Hristos. Mulțumesc! Am ajuns acum la momentul deosebit în care ne vom uni în rugăciune să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru slujba care va împlini fratele Felu. Va fi ordinat ca și misionar al Bisericii, va împlini această slujire sub autoritatea Bisericii, în părtășie și în unitate cu ceilalți slujitori, chemați de Dumnezeu, puși deoparte pentru slujire din locul acesta. De aceea, pentru a exprima această unitate și pentru a ne ruga împreună la acest moment deosebit, încredințându-l pe fratele Telu în această slujire, prin rugăciune cu punerea mâinilor, am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să răspundem fiecare dintre noi la chemarea dragostei celui preanalt. Și dacă sunt oameni care și astăzi, la vârste diferite, sunt chemați de Dumnezeu pentru lucrare, nu cumva te-ai gândit că Dumnezeu te cheamă și pe tine? Am trimis o misionară în Macedonia. A fost la o conferință de misiune. Și a venit cineva din Macedonia, un misionar, care a arătat nevoia de slujire din locul în care el își împlinea lucrarea. Și misionarea aceasta venise la studiu în București, din Constanța, și se gândea ce mare nevoie în Macedonia. Oare de ce ăștia din București nu merg să ajute? Și în timp ce se lupta cu gândul ăsta, Dumnezeu a spus, dar de ce nu te duci tu? Și când a fost adresată întrebarea cine vrea să ajute pe cel care are nevoie de sprijin în Macedonia, s-a ridicat și a venit în față, un fiicel de copil. Și a spus, eu vreau să mă pun în slujbă pentru Domnul și să fiu la dispoziția Lui. A mers în Macedonia, a urmat războiul din Macedonia, a rămas tot acolo. Când a venit războiul, ne-am rugat și am zis, hai de acum acasă, că e pericol în zona în care lucrez cu copiii. Și a spus acum, e cea mai mare nevoie de mine. Aici sunt atâtea și atâtea situații critice, copii care au nevoie de sprijin și de ajutor. Acum când e cea mai mare nevoie de mine să vin acasă, să mă duc acasă? Și a spus, nu. Continui slujirea. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a pregătit ajutorul potrivit printr-un misionar care a venit din Statele Unite. Și acum sunt o familie și o echipă de slujire și ne rugăm Domnul să-i binecuvinteze. Am spus această mărturie. În timpul cântării care urmează, să te întrebi și să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu cumva Domnul te cheamă și pe tine. Sunt aici. Cântarea cu numărul 454. Ogoarele sunt gata de recoltă, dar lucrătorii sunt așa puțini. Mă dăruiesc, o Doamne, în întregime, ca să culeg recolta din vestin. Sunt aici la dispoziția ta. Cheamă-mă. Te voi asculta. Haideți să ne ridicăm. Cântăm împreună această cântare și în timpul acestei cântări rugăm frații presbiteri, frații misionari, ordinați din sală, îi rugăm să fie împreună cu noi la acest moment de rugăciune. Cântarea cu numărul 454. Yeah.
slujitorilor chemați în lucrare din mijlocul bisericii, ne unim în rugăciune. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, Tatăl nostru care ești în cer și Ți-aduce mulțumirea noastră că în seara aceasta suntem adunați în numele Tău. Amin. Suntem adunați să cinstim, să proslăvim, să înălțăm și să-Ți mulțumim, Doamne, că și în vremuri ca acestea Tu încă mai chemi oameni în lucrarea Ta. Amin. Mulțumim pentru fratele Teo și Te rugăm să-L binecuvânteze. Amin. Ne rugăm în seara aceasta pentru El. Și dorim ca înainte de a ne pune noi mâna peste El, Tu să pui mâna Ta îndurătoare peste El și peste lucrarea care este înainte. Avem nevoie și are nevoie de ajutorul Tău. De aceea mă rog în seara aceasta, împreună cu biserica Ta, împreună cu slujitorii Tăi, Doamne, ca să dai biruință în lucrarea care este înainte. Doamne, e nevoie de oameni, e nevoie de slujitori. E nevoie de oameni dedicați și dăruiți, Doamne, ca să meargă, să predice Evanghelia Ta. Sunt atâtea nevoi în jurul nostru. De aceea, Doamne, Îți mulțumim că L-ai chemat. Îți mulțumim, Doamne, că L-ai încredințat. Îți mulțumim pentru că, la un timp ca acesta, Doamne, Tu ai hotărât ca El să fie un slujitor al Tău, care să facă ca lucrarea Ta, Doamne, să fie propovăduită și Cuvântul Tău, adevărul Tău să fie dat în știre. Dorim din toată inima încă o dată să-L ajuți, să-L întărești, să-L sprijinești, să-I dăruiești răbdare, să-I dăruiești putere și să-L binecuvintezi, Doamne. Te rog să binecuvintezi familia Tău, soția, pe El, Doamne, să binecuvintezi locul unde va sluji și va funcționa, Doamne, și să faci ca lucrarea Ta să propășească împărăția Ta să se lărgească. Ne rugăm și dorim din toată inima să-L încredințăm în mâna Ta. Amin. Fie numele Tău glorificat în toate. Amin. Te rugăm, Doamne Tată din ceruri, să primești mulțumirea inimilor noastre, a bisericii Tale și în seara aceasta. Amin. Mulțumim că și Tu răspunzi rugăciunilor noastre. Mulțumim că și Tu ne cunoști nevoile noastre și le împlinești. Amin. Slavă Ție și glorie Ție. Amin. Mulțumim pentru Evanghelia Ta, mulțumim pentru cei care ne-au făcut-o de cunoscut și mulțumim că cel acest timp al istoriei, în viața noastră și a poporului nostru, sunt oameni care răspund cu da chemării Tale. Amin. Binecuvântă pe fratele Aristel. Amin. Binecuvântă în viața și trăirea. Amin. Fă, Doamne, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Și de folos pentru lăgirea Împărăției Tale. Amin. Binecuvântă-i familia, binecuvântă-i copiii, binecuvântă-i pe cei care stau în preajmă. Și fără o binecuvântare pentru toți. Mulțumim că citirul este cuvântul Tău și lucrează cu putere. Pregătește-ne, Doamne, și pregătește-ne pentru noi pe toți. Să știm a face cu responsabilitate, implicare și dedicare lucrarea Ta. Te rugăm să ne ajuți la lucrul acesta. Amin. Amin. Te binecuvântăm, Dumnezeul nostru, și slăvim numele Tău, pentru că și în zilele noastre este valabil cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumim, Doamne, că și puterea Duhului Sfânt este aceea care lucrează și în zilele noastre la inimile oamenilor. Îți mulțumim, Doamne, pentru că L-ai chemat și pe fratele Tău. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai pus în inima Lui dorința aceasta de a-Ți proslăvi numele Tău și de a duce mai departe Evanghelia Ta. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, chemăm numele Tău peste ființa Lui. Amin. Dorim așa de mult să-I dărești putere și înțelepciune. Amin. În a vesti adevărul Evangheliei Amin. Tale și numai adevărul, Doamne. Dorim așa de mult să-I dărești râvnă în lucrarea Amin. Ta. Mai mult decât atât, Doamne, dorim să le investești cu putere, Doamne, și cu tărie în lucrarea aceasta. Amin. Dorim așa de mult, Doamne, ca să-L binecuvintezi cu răbdare, să-L dăruiești, Doamne, să-I investești cu bunătate, Doamne, Amin. Cu credincioșie Amin. Și cu dragoste, Dumnezeul nostru, pentru semeni, pentru cei din jurul Lui. Binecuvintează-L, Doamne, și unge-L cu puterea Duhului Sfânt. Binecuvintează-L și familia Amin. Lui. Pe sora Ana, Doamne, ajută-o să-I fie un ajutor potrivit. Amin. Și să-L sprijinească în lucrarea la care Tu L-ai chemat. Binecuvintează întreaga familie. Amin. Și noi Îți mulțumim pentru că Tu ceri și de la fiecare dintre noi consacrare. Și dorim așa de mult să-L binecuvintezi.
numele Tău să fie onorat și binecuvântat. Binecuvintează biserica noastră, binecuvintează toți lucrătorii și gloria să te împodobească pentru slujire și numele Tău să fie onorat acum și în veci. Amin. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Amin. Sfințească-se numele Tău prin viața slujitorilor Tăi. Și în mod deosebit, Doamne, cerem ca numele Tău să se sfințească prin viața fratelui Tău. Doamne, Te rugăm să binecuvântezi în slujirea la care L-ai chemat. Te rugăm, Doamne, să faci binecuvântare acolo unde va sluji. Și cer, Doamne, din toată inima ca Duhul Tău cel Sfânt să călăuzească. Te rog, Doamne, să-L ajut să transmită doar cuvântul Tău. De aceea Te rog, Doamne, să-I dai lumină, să-I dai înțelepciune. Te rugăm, Doamne, să-L binecuvântezi spiritual, să-L binecuvântezi material. Te rog, Doamne, să-L binecuvântezi casa Lui și cere, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să îl călăuzească în toate. Doamne, revarsă-ți binecuvântarea Ta peste slujirea fratelui, în numele Domnului Iisus. Amin. Te mai rugăm, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, să-i dai biruință fraturilor Stelor, în mesajul pe care îl va transmite, facă împărăția Ta să cuprindă tot mai multe lume. Îmbracă-L pe El și ajută-ne să fim fiecare dintre noi, cei ce purtăm numele de pocăiți, îmbrăcați în podoabe sfinte și așa să facem lucrarea Ta. Doamne, Tu cunoști viitorul fiecăruia dintre noi. De aceea Te rugăm să-L binecuvintezi viitorul fiecăruia dintre noi, a celor ce suntem lucrători, ajută-ne să stăm rădăcinați în cuvântul Tău și ajută-ne ca orice vreme să predicăm acest cuvânt. Ocrotește-L în călătorile care le va face. Întărește-L fizic și spiritual. Și întărește biserica Ta din locul acesta și bisericile Tale care sunt răscumpărate, condu-le prin Duhul Tău cel Sfânt și Tău biruință și îți mulțumim că avem garanția că nici de cum nu o să ne lași și cu nici în timpul nostru te vei părăsi. Fă ca această promisiune să o experimenteze, fratele Aristeu. Încredințat că mă asculți în numele Domnului Iisus Hristos, Te slăvești și îți mulțumesc. Amin. Amin. Doamne, și pentru că știm că ești Cel care dăruiești putere și ajutor celor ce-și pun încrederea în Tine, Te rugăm în momentele acestea să-ți pui mâinile peste fratele Aristeu. În mijlocul încercărilor, în mijlocul luptelor, în mijlocul împotrivirilor celui rău, Doamne, Te rog să-L porți în carul Tău de biruință. Să-I dai curaj și îndrăzneală să rămână statornic lângă adevăr. Și să-și împlinească slujba la care Tu l-ai chemat, fiind gata să Te urmeze pe Tine. Și în nădejdea că ne vei asculta și ne vei primi rugăciunea pe care o înălțăm pentru El, pentru casa Lui și pentru noi toți, ți-aducem laudă, închinare și mulțumire. Slăvim și lăudând numele Tău pentru toate binecuvântările pe care ești gata să ni le dai în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. care se adaugă prezbiterii și misionarii bisericii, luând în considerare
hotărârea adunării generale a Bisericii Creștine Baptiste Maranata Suceava, am procedat la ordinarea, la examinarea din punct de vedere spiritual, doctrinal și moral a fratelui Andronache Aristel, născut la data de 09.12.1949, în localitatea Stânga, județul Botoșani. Constatând îndeplinite condițiile cerute de Sfânta Scriptură, mărturisirea de credință și statut, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, am ordinat azi, 27 noiembrie 2011, pe fratele Andronache Aristel, în slujba de misionar, în cadrul Bisericii Creștine Baptiste Maranata Suceava. Semnează președintele comisiei și membrii care au împlinit actul ordinar. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze actul pe care l-am împlinit. Amin. Și dincolo de acest certificat care îl oferim fratele Aristel, ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Ne rugăm ca Domnul să certifice slujirea care o va împlini cu autoritatea și puterea Duhului Său. Amin. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile în această lucrare în echipă. Rugăm soțiile și eventual copiii celor care au fost puși deoparte astăzi sau credințați în slujire să facă un pas în față pentru ca să-i cunoaștem. Frate Ionut, sunteți aici și vă rugăm alături de sora Livia. Îmi spunea cineva, va fi ușor să țin minte să memorez numele soției fratelui Ionuț. Pentru că o singură literă diferă de numele soției. Livia și Livia. Livia, te rugăm să fii aici și sora Ana. Suntem în seara aceasta aici și am vrea să exprimăm mărturia dragostei noastre pentru cei chemați de Domnul să lucreze împreună, în echipă, pe ogorul Împărăției lui Dumnezeu. Și ne exprimăm dragostea noastră cu o mărturie din partea Bisericii. Și ne rugăm ca Dumnezeu să îi folosească în slujirea la care au fost chemați cu autoritate și putere de plină, să fie o binecuvântare în familie, în biserică și pe ogorul Împărăției lui Dumnezeu. Amin. Încheiem timpul de părtășie din cadrul acestui serviciu ocazional, special trăit de biserică, mulțumim lui Dumnezeu pentru slujirea tuturor celor care s-au ridicat în numele Domnului în seara aceasta. Am vrea să ne încredințăm în brațul Domnului pentru săptămâna ce ne stă înainte. Nu uităm joi seara, la orele 18, suntem împreună în casa Domnului. Am vrea să ne încredințăm și pe tinerii bisericii care, în weekendul care vine, vor sărbători, dar nu Ziua Națională a României, ci un timp special de părtășie, într-un loc în care ne rugăm ca Domnul să-i ajute să fie mai aproape de cer. Pentru tot ceea ce am primit în seara aceasta, pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru bucuria de a fi împreună, pentru acest început de slujire, haideți să ne ridicăm. Și fratele Cristian, dacă este un microfon pe aici, este aici, să rugăm pe fratele Cristian să ne conducă rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Senior, așa. Dar nu-s creștieni și ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Doamne, Tatăl nostru care locuiești în cer, să aducem laudă și mulțumim că ești bun cu noi. Amin. Mulțumim că duci lucrările la îndeplinire. Amin. Binecuvântează-te rugăm în seara aceasta. Ionuț, Livia, amin. Familia, copiii, tine, mici, care se poate sluji în locul acesta. Amin. În voia ta. Amin. Binecuvântează-te frate Chelu. Amin. Sorală, Doamne, ajută-i să fie folositor lucrării tale. Amin. În Suceava și în Zora Sucevi, dorim ca numele Tău să fie prostăvit pe urmă. Amin. Binecuvântează-te, rugăm, întreaga biserică. Amin. Și prosperitate la tine. Amin. Binecuvântează pe cei tine, pe cei în vârstă, pe cei bătrâni. Doamne, te rugăm și pentru tinere, pentru copii. Se face să crească în lumina evanghelică. Amin. La ziua de mâine, timpul care va urma, să-ți laude numele Tău. Fii și cu noi în săptămâna aceasta, amin. Problemele vieții,
ia-ne de mână și ocrotește-ne, Doamne, prioritate. Doamne, te mai rugăm, gânduri și de comună abilitate. Amin. Eu vreau să binecuvântez biserica de acolo, biserica de acolo. Doamne, te rugăm să-ți pot slujători, care să găsească Evanghelia. Amin. Doamne, mai împrednicește și pe noi. Nu putem suri că suntem o viață aceasta. Amin. Binecuvântează oamenii cu pocăință. Amin. Binecuvântează familiile noastre. Amin. Te rugăm toate în numele și pentru mersul Domnului Iisus. Amin. Amin. Și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, să fie și să rămână cu noi toți până în sfârșit. Amin. Amin.